toți oamenii sunt păcătoși. Așadar vom avea de-a face fie cu neprihănirea lui Dumnezeu, dacă apelăm la iertarea lui, fie cu mânia lui dezlănțuită împotriva păcatului. Dumnezeu urăște fără de legea necurăția orice desconsideră caracterul său perfect și prin care se descoperă răzvrătirea, dezinteresul, sfidarea omenirii față de Dumnezeu. El a făcut tot ce a stat în putință să ne arate ce vrea și ce poate face pentru noi. Dar oamenii au ales și aleg orice altceva. Universul, creația, ne vorbesc clar despre persoana și puterea lui Dumnezeu. De la facerea lumii și a omenirii, aceste două realități, altfel invizibile, persoana și puterea, s-au concretizat și pot fi observate. Doar priviți în jur. Creația este o formă a revelației, care atestă existența și puterea inegalabile și care nu se schimbă ale lui Dumnezeu. În contrast cu ceea ce afirmă evoluționiștii, omenirea nu merge spre mai bine. Tendința este descendent, atât din punct de vedere fizic, cât și moral, intelectual și mai cu seamă spiritual, pe măsură ce se depărtează de Dumnezeu. Totul a început cu neascultarea, a continuat cu ignorarea Creatorului și s-a dezlănțuit într-o spirală vertiginoasă descendentă a nebuniei și pierzaniei. În loc să-L glorificăm, L-am caricaturizat și acum culegem roadele. Singurul lucru pe care îl putem face este să ne întoarcem la singurul Dumnezeu viu și adevărat. Pentru că umanitatea s-a răzvrătit și își continuă rebeliunea, Dumnezeu literalmente le-a dat mână liberă să facă ce doresc. Și domeniul în care decăderea este vizibilă cu ochiul liber este sexualitatea, pervertită și abuzată inimaginabil. Imoralitate deșanțată, patim desfrânate, depravare, perversiuni care mai de care mai scabroase, vorbesc toate despre ticăloșia, nerușinarea și lipsa de frică de Dumnezeu care domină omenirea contemporană. Orice altceva ar pretinde opinia publică generală. Nimeni nu poate pretinde că este un copil al lui Dumnezeu și să continue să trăiască în mlaștina destrăbălării și libertinismului din zilele noastre. Pentru că oricine se întoarce la Dumnezeu va fi curățat și izbăvit de Hristos și scos de sub acțiunea și incidența păcatului. Arătarea și descoperirea lui Dumnezeu nu se bucură de apreciere și suport public. Omenirea a auzit despre Dumnezeu, ia notă la răstimpuri de mesajele și avertizmentele lui, dar în mod deliberat și irresponsabil, strigător la cer, mai degrabă se fălește cu libertinismul și sfidează atât cuvântul cât și perspectiva iminentei judecăți împotriva păcatului. Și asta nu pentru că n-ar ști despre ce este vorba. Oamenii știu foarte bine cum sunt și ce așteaptă, dar își împietresc inimile, își înțepenesc deliberat grumazul înaintea lui Dumnezeu. Epistola către Romani dă pe față slăbiciunea și lipsa de speranță a omenirii. Nici o altă carte a Bibliei nu privește și nu tratează așa direct și nemilos degradarea, decadența și păcătoșenia omului, care n-au ajuns încă la capăt, se poate și mai rău. Din fericire, înainte de a lăsa ca această depravare să ne copleșească, avem șansa de a afla cea mai bună veste posibilă. Iar înainte ca salvarea să fie apreciată la justa evaluare, trebuie să ne lămurim cât de iremediabil pierduți suntem fără Dumnezeu. Deci, stați pe aproape, vom privi data viitoare în capitolul 2 al Epistolei către Romani.